Efectele schimbărilor climatice se resimt deja în zonele de coastă ale lumii, acolo unde orașele încep să fie scufundate de nivelul în creștere al mării. Pe măsură ce ghețarii continuă să se topească din cauza încălzirii globale, cantitatea de apă din râuri, mări și oceane devine tot mai mare și crește într-un ritm alarmant. Ei bine, pentru episodul de astăzi v-am pregătit ceva destul de interesant, dar și șocant sau dramatic. Am găsit o listă de la publicația The Times of India în care se găsesc 6 orașe din lume care se vor scufunda înainte de 2030 din cauza schimbărilor climatice. Adevărul este că ceva foarte straniu se întâmplă chiar acum pe glob și haide să vedem ce orașe vor dispărea de pe suprafața planetei. În timp ce liderii mondiali și delegați din aproape 200 de țări s-au reunit timp de 2 săptămâni în orașul scoțian Glasgow pentru a discuta și găsi soluții în cadrul schimbărilor climatice ca să combată schimbările climatice și dezastrele naturale, inevitabilul a început deja se întâmple, iar unele dintre cele mai cunoscute orașe din lume ar putea fi sub apă până la sfârșitul acestui deceniu. În cel mai recent raport al său, ONG-ul internațional Climate Central a creat un fel de hartă pentru a evalua ce părți ale pământului vor fi sub apă înainte de 2030 din cauza creșterii nivelului mării. Harta a fost creată prin folosirea informațiilor din raportul Cod Roșu pentru Umanitate, pe care grupul interguvernamental de experți al Organizației Națiunilor Unite, însărcinat cu evaluarea riscurilor asupra încălzirii globale, l-a publicat în luna august anul acesta. Există doar un singur factor de bază care stă la baza creării acestor indicatori: traiectoria actuală a polării. Oamenii de știință susțin că, deși se pot schimba lucrurile în următorul deceniu, pe baza lipsei de acțiuni concrete pe care le-am văzut în ultimii 10 ani, există 6 orașe care se află în pericol să fie acoperite de apă parțial sau integral în mai puțin de un deceniu. Amsterdam este o destinație frumoasă din Olanda. Orașul este cunoscut pentru arhitectura sa romantică, podurile colindate adesea de turiști, consumul liber de iarbă, aș putea spune, și viața de noapte. Din păcate, Amsterdam se încadrează în regiunea cunoscută sub numele de Țările de Jos și se află în pericol de a fi inundat, la fel ca alte orașe din Olanda, precum Rotterdam și Haga. Chiar dacă de-a lungul anilor autoritățile olandeze au încercat să combată fenomenul de intensificare a nivelului mării, apărându-se cu succes împotriva inundațiilor, se pare că Amsterdam este vizat direct de o scufundare, cel puțin parțială, până în 2030. Considerat principalul oraș port din Irak, Basra este situat de-a lungul fluviului Shat al-Arab, care se scurge în Golful Persic. Învecinându-se cu mlașini adânci, Basra s-ar putea trezi parțial sau complet scufundat înainte de sfârșitul acestui deceniu. Schimbările climatice nu fac diferența între țările sau regiunile dezvoltate de pe glob și cele aflate în curs de dezvoltare, așa că am ajuns la New Orleans din Statele Unite ale Americii. Efectele cantităților mari de emisii de gaze cu efect de seră care au încălzit planeta vor afecta toate teritoriile în mod egal. Singura diferență va fi bazată pe cât de bine sunt pregătite țările afectate pentru a face față crizei climatice. Orașul New Orleans, care aparține statului Louisiana și este situat în sudul Statelor Unite, are deja un faimos sistem de diguri pentru a-l proteja de inundații. Cu toate acestea, predicțiile oamenilor de știință subliniază faptul că autoritățile trebuie să facă mai mult pentru a le da șansa locuitorilor din New Orleans de a prinde și următorul deceniu, reamintind că în 2005, uraganul Katrina a reușit să penetreze sistemul de diguri al orașului. De altfel, New Orleans este cunoscut pentru trecutul său legat de apă. În 1910, cu ajutorul a numeroase pompe mari, compania Albert Baldwin Wood a reușit să usuce terenul orașului, care era înconjurat de mlaștini.
Veneția este unul dintre cele mai cunoscute orașe din lume. Locul nu este străin de inundații. Veneția fiind cunoscută pentru rețeaua sa de căi navigabile care atrage an de an milioane de turiști din toată lumea. Potrivit oamenilor de știință, orașul se scufundă cu 2 mm în fiecare an și se confruntă cu efectele directe ale creșterii nivelului apei. Chiar dacă Veneția are și măsuri de protecție, ar putea fi necesar pași mai radicali pentru a preveni scufundarea acesteia. Luna trecută, în marja reuniunii G20 de la Roma și a summitului climatic de la Glasgow, Academia de Științe din Veneția a transmis o scrisoare către prim-ministrul italian și liderii celor mai dezvoltate 20 de economii ale lumii, prin care cere politicienilor celor mai puternice națiuni ale planetei să salveze orașul în contextul crizei climatice. De asemenea, scrisoarea mai prevede că orașul care face parte din patrimoniul UNESCO este într-o situație vulnerabilă, riscând să se scufunde mai repede decât era estimat inițial. Potrivit documentului, multe dintre structurile arhitecturale din orașul italian sunt în pericol de prăbușire și este nevoie de un plan clar pentru a le proteja. Locuitorii și iubitorii orașului au semnalat de multe ori în decursul anilor pericolul pe care îl prezintă pentru Veneția grupurile foarte mari de turiști și navele de croazieră care se apropie de malurile sale. Orașul Ho Chi Minh este cel mai mare oraș din Vietnam și este așezat în apropierea deltei Mekongului. Cunoscut anterior sub numele de Prey Nokor, orașul a fost principalul port al Cambodgiei, înainte de a fi cucerit de vietnamezi în secolul 17. Experții atrag atenția că, din cauza nivelului crescut al mării, cel puțin majoritatea zonelor de est ale orașului, care sunt situate în apropierea râului Mekong, de-a lungul zonelor mlășinoase din Tui Tiem, ar putea fi sub apă înainte de 2030. Chiar dacă orașul nu se scufundă, poate deveni prea periculos pentru ca oamenii să trăiască din cauza unei varietăți de factori, inclusiv inundațiile și furtunile intensificate. În prezent, capitala provinciei federale, Bengalul de Vest din India, Kolkata, are o nouă provocare în cale dacă dorește să păstreze istoria culturală asociată orașului. Înainte de 2030, o mare parte din Kolkata s-ar putea confrunta cu inundații imense care ar provoca scufundarea orașului. Lipsa unor măsuri suplimentare privind schimbările climatice este probabil să aibă efecte devastatoare, inclusiv în intensificarea valurilor de căldură, creșterea lipsei de adăpost și reducerea aprovizionării cu alimente. Conform raportului pe 2021 privind schimbările climatice realizat de programul ONU pentru mediu, planeta s-a încălzit deja cu 1,2 grade Celsius. Cel mai recent set de angajamente ale națiunilor privind lupta împotriva schimbărilor climatice sunt cu mult sub ceea ce este necesar pentru a limita încălzirea la 1,5 grade Celsius. Peste nivelurile preindustriale, un prag despre care experții climatici spun că este critic și nu trebuie atins. În evaluarea sa anuală privind emisiile de dioxid de carbon în atmosferă, ONU a calculat diferența dintre emisiile care urmează să fie liberate de țări și nivelul necesar pentru limitarea creșterii temperaturii la 1,5 grade Celsius. Conform ONU, chiar și cele mai actuale și ambițioase planuri climatice la care s-au angajat aproximativ 120 de țări direcționează lumea către calea creșterii temperaturii medii globale cu până la 2,7 grade Celsius. La o asemenea temperatură, locuitorii din Sydney riscă să fie afectați pe deplin de schimbările climatice. Dacă temperaturile cresc cu 2,7 grade Celsius, precipitațiile vor scădea în orașul Sydney, iar secetele în oraș se vor intensifica. Acest lucru va avea un efect secundar și va duce la o reducere a disponibilității apei pentru agricultura irigată. Drept urmare, va crește prețul la apă. Dacă temperatura medie globală va ajunge la 2,7 grade Celsius, un alt oraș important al lumii, Washington, chiar dacă nu se confruntă cu același risc ridicat privind nivelul de creștere a mării, precum alte orașe care sunt mai aproape de ocean, ar putea să înregistreze inundații în cele mai joase zone uscate, din jurul celor două râuri ale orașului Potomac și Anacostia. Acestea sunt direct influențate de maree și nivelul oceanului. Este posibil ca Tokyo să fie lovit de evenimente meteorologice extreme, mai intense și mai frecvente, cum ar fi furtunile, secetele și inundațiile, dacă încălzirea globală va ajunge la 2,7 grade Celsius față de perioada industrială, în timp ce capitala Spaniei, Madrid, va fi foarte afectată de secete și cicloni tropicali. În Brazilia, o creștere a temperaturii peste medie ar putea duce și la o criză energetică, deoarece cel mai mare procent din electricitatea națională este generată de centrale hidroelectrice. Se preconizează că multe dintre aceste bazine vor experimenta o scădere a debitului. Ca orice alt oraș, o creștere a temperaturii va avea consecințe grave asupra persoanelor în vârstă și asupra tuturor celor care suferă de boli respiratorii.
Cam atât a fost și în episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe. Voi ce părere aveți de acest studiu în care se detaliază aceste ureașe și în care se preconizează că vor fi scufundate până în anul 2030? Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru secundar de YouTube, aveți link în descriere și să mă follow pe Instagram și pe TikTok, ar fi absolut fantastic. Ne vedem cu alte episoade și vă mulțumim multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.